Vă salut fraților și bine vă am regăsit la un nou video pe ca un nou experiment cu FIFA 23. Din păcate, sunt nevoie să fac acest experiment uh, din cauza miciului uh, de joi seară când uh, feti e... 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 N-am ce să zic, adică încerc să folosesc cuvinte foarte frumoase, dar mi-e greu, mi-e greu să nu mai zic nimic, mai bine nu mai zic nimic. După meciul în care a pierdut 5-0 iar cu Silkeborg, cu jucătorii buni de data asta și acasă. Da, eu nu înțeleg cum e posibil așa ceva, dar bine, se înțelege, na, din cauza patronului, din cauza că unii jucători sunt probabil de degeaba și așa mai departe. Știm cu toții ce e acolo. Astăzi vreau să încercăm o reconstruire a acestei echipe. O să las probabil unii jucători mai importanti și care Probabil sunt mai cei în FIFA, iar pe unii o să încerc să-i vând și, ala mai important, aducem aici un nou manager, un nou antrenor uh, pentru echipa uh, lui Gigi Becari. În sfârșit, a venit și lui Minta la cap și, la o lase doar antrenorul să facă echipa. Bine, poate mă supăr eu aici și nu, nu o să mai las pe -antor, dar vedem. <laughs> vedem, bun. Mergem aici pe România și îl luăm pe nimeni altul decât pe Gheorghe Hagi. Uh, nu știu cum să schimb echipa aici. De. Ia, advance. A, ah, ce știm Așa, bun. Change știm dăm aici pe FCSB. Ia auto. o Unde e mă? De ce felore, a, am fost iurită că va tristele. stele. Bine ar merita, sincer, după meciurile cu Slavia, pe puțin tristele chiar tristele stele jumate. Adică, totuși, au bătut pe Slavia Praga de două ori. Chiar au respectul meu și ar trebui să aibă respectul tuturor microbiștilor, cum s-ar zice, chiar dacă unii nu-i suferă. Dar, totuși, măcar mai știe și lumea de România. Mundi, așa mă, iau Hai, dăm aici. Gheorghe Hagi este noul antenor al celor de la FCSB. Fraților, nu uitați de like acolo dacă susține seria de experimente pe canal. Și mai ales să nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Să facem cât mai rapid de luna asta, eu zic 4200 de abonați. Aș aprecia foarte mult dacă ați da un follow și pe Instagram la Emanuel KVG. Îl aveți în descrierea acestui video unde aveți și TikTok-ul, deși pe acolo nu mă interesează chiar atât pentru că nu postez chiar așa des. Avem probabil grupele de conference league făcute, da, cu West Ham, Anderlecht și cu Silkeborg. O să fie greu. Adică probabil nu ne vom califica, dar ce știe, dacă reușim să facem uh, anumite transferuri bune, poate o să reușim să mergem uh, mai departe. Și vin și primele transferuri pe care o să le facem uh, la club. De fapt, o să fie singurele transferuri pe care le vreau în acest uh, prim sezon uh, la FCSB. Ar fi Andrei Ivan, uh, atacantul celor de la Universa, care va... Uh, Părerea mea că e în top 3 cei mai buni jucători din uh, Liga 1 neapărat în acest moment, în ultimii ani de Liga 1 uh, Varela, fostul jucător acelor de la FCB, Acum la Casa Pia Nu știu exact uh, în ce ligă e Dar uh, ar fi frumos aici să revină la Steaua Fernando Varela Mai întâi încercăm cu Ivan pentru că e mai greu uh, uh, de luat uh, Văcă că zic acolo undeva pe la 2 .100. Mie că o să fie, o să se supere, mie că o să se supere, o să cer fix cât valorează, nu o să dau 2 milioane 100 de Dau două jumate fix cât valorează, uite acolo și pe R2 Se că acceptă, acceptă, cum să nu accepte Rotaru rotarul acolo Bun, Acum negociem cu Ivan un jucător pe care Gigi pe care l-a dorit de când a debutat prima dată, dacă nu mă înșel, în primul sezon Liga 1, pe la vreo 19-20 de ani, normal că o să fie cruciar aici, o să fie și uh, principalul atacant uh, al nostru, Uu, din greșeala pe, pe un an, da, doi din greșeala pe un an, dar nu vreau, nu vreau cu clauză de rezidere. Vreau fără clauză, bun. O să îi renegociez o contractul probabil la sfârșitul sezonului. Trecem la al doilea jucător care va fi Fernando Varela. O să încerc sincer chiar un schimb pentru că așa v-am vis vreau să scap de câțiva jucători. Uh, unde l avem noi pe aici? șut, nu, uite, hai că nu pe oaie Uite-o video Popescu, dar e cam scump. Nu l-aș, nică, nu e bine, nu, îl dăm pe bu bu Buena. Schimb pe schimb, îl dăm pe Buena. Nu îl vor pe Buena. Păi altceva, pe aici, ce mai avem? Atacanți rus. Pierd. Pier na, nu are rost, nu rost. Dăm, dăm 320 de mii pe el <ezie> Pentru că poate luăm mai mulți bani dacă îi vindem uh, pe Buena, pe rusul și pe Ovidiu popescu. Nu că poate, sigur o să luăm mai mulți bani. Bun, negocem acum și contractul cu Fernando Vare, la vrea important, o să fie, o să fie important. Sincer, chiar nu știu cu ce, ce overlu mai avea, dar totuși ar fi interesant aici să-l mai vedem pe la FCSB fără clauză și ia și tu un salariu că vii la FCSB de 4000 de euro, eu zic că e ok, chiar dacă cred că a dat un pic mult, dar lăsăm așa. Wow, wow, refuză, refuză contractul, nu-mi dau seama de ce reușesc că până la urmă să-l iau și pe Fernando Varela, bun, acum o să-l băgăm normal în echipă, îl băgăm uh, titular acolo, Uh, și după o să simulez până la sfârșitul sezonului, da, după cum vedeți data asta ne-au cerut mai mulți bani, cam, uh, cam Hai, uh, are atâtea de ce se pare, mi se pare că -a, a, a avut și aici, nu. Sau... Nu văzut eu bine prima dată când îl scautai. Bun, hai să băgăm aici, în primii 11, băgăm în locul lui uh, Dawa. Pac, Uh, bă, da. Așa o nelămurire. Cristea. Unde e? Sunt eu chior? Cristea nu mai e la fece de pe Chiar atât de în urmă sunt? Ia stă-ți un pic. Îl căutăm aici pe... Pe... Transferuri. Cristian nu mai era FCSB? A, nu e în joc, cred că. Păi e și bagat băgat în joc, chiar dacă e accentat. What? Bravo. Bravo, eSports, sport, bravo! Bravo! Ce să mai comentez? Da, nu mai am ce să zic. Bun, unde e calendarul? Calendar. Așa, simulăm până la sfârșit de Superliga și să sperăm că reușim un sezon bun. Și am terminat oficial primul sezon al lui Gică Hagi la FCSB. Deocamdată reușește cam cel mai important lucru pe care orice fan al celor de la FCSB și îl dorea în ultimii... Nu știu cât vine, 6 ani cred? 6-7 ani? Câștigarea Super Ligii la pas. Chiar față de Rapid și de CFR Cluj. Rapidul se pare că pe locul 2, un playoff, ok. Interesant, chiar super interesant. Bine, și înveți probabil o să intre în playoff. Dar totuși, din păcate, în celelalte competiții am fost praf. În cupă, eliminați din prima rundă de, de voluntari, 4 la 2. Cupa o câștigă faru, se pare. În Europa, nu Europa League, am fi acolo. În Europa Conference League, Finala cu Azelmar, interesantă finala. Am avut ultima poziție. Nicio victorie. Un pic cam realist jocul. Cam realist. Dar măcar n-am mai pierdut atât de rău cu Silkeborg. Deci contează cele două transferuri făcute de noi, Ivan și cu Varela. Am pierdut 1-0 acasă la Silkeborg și 2-1 acasă la noi. Am făcut egal cu Underlecht și am mai făcut un egal cu West Ham 2-2 acasă. Eu zic că sunt două rezultate admirabile să faci tu egal cu West Ham, chiar dacă te-a bătut 4-1 la, la, ei. Bă, dar nu știu, pune și în FIFA, bă, te bate, bă, City, bă, și în FIFA. Bă, de două ori chiar. Nu, mă, măcar o dată, mă, măcar să facem un egal. CFR-ul sunt curios ce-a făcut. unde e CFR-ul? Ia, CFR-ul, unde e mă? CFR, CFR, Cefere... locul 3. Locul 3, Slavia câștigă la pas. Fără aici o înfrângere, da, aici nu prea e realist pentru că are două înfrângere de la CFR. După va spor. Bun, nu ne mai intră de Europa acum, în aceste momente. Trebuie, din păcate, cu regret să vă spun că au plecat câțiva jucători liber de contract. Jucători importanți, dar eu zic că într-un fel e mai bine că au plecat, cum am zis, vrem un restart. Se pare că nici în FIFA nu reușește ceva în Europa, așa că ne trebuie un restart. Chiar dacă am reușit să câștigăm campionatul, o să urmeze câteva transferuri de top acum în vară, o să fie și make rău. o să plece da, Companio, Cordea și cu Florinel Coman. Într-un fel e mai bine pentru ei, pentru că a, -a dus la echipe mult mai galonate. Uh, Coman se duce la Genoa. Uh, cordea, unde e Cordea? Cordea, 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 Cordea se duce la Braga. Companio, uh, la Iupen nu e nea, nu e mai bună, trebuie să recunoaștem, dar na. Nu stiu. sincer nu văd pe companiul ăla FCSB, nu l-am văzut niciodată. Chiar mi se pare parcă nu e acolo, parcă e din alt film. Chiar dacă e bun, el e bun, mai că dar parcă nu l văd într-o echipă a FCSB-ului. Mai bine rămâne la FC-ul Craiova. Pe bune, chiar l-aș fi văzut. Nu știu. Bine, acum trebuie să recunosc cu uite -o, să le prelungesc contractul. Trecem peste asta. Da, faceți și noi acum ...smecherie, să iasă să tu mai interesant. <fie> Băi, să fie în vară de uite să văd care e golgheturul echipei. de echipei Andrei Ivan, 18 goluri și 9 asisturi, cel mai bun și pe goluri și pe asisturi. joacă pe asta. Vezi? Aia zic, aia zic transfer bun. Aia zic, transfer bun, cordea 11 gol da, un meci bun făcut uh, de cordea, dar cum ziceam, merită o echipă mai bună, se duce la Braga, eu zic că și în viață ar trebui să plece, adică, sunt mulți jucători care sau pot să se plafoneze sezonul ăsta, părerea mea, și el, șolarul, și eu zic că trebuie să duce din var, chiar dacă, uh, probabil mulți se gândeau, bă, că facem ceva în Europa, că rupem, că, că dregem, că nebunii ăștia. Nu, mai bine dădeai din vară și ce o treabă. Pe bune, zic. Pe bune. Și poate ajuta un pic fotbalul românesc. Compeanu nu prea s-a la așteptări. Într-un fel, na. Pleacă. Nici Octavian Popescu doar 7 goluri și 8 asisturi în 42 de partide. Îl bagă jocul, îl bagă jocul, mulți se pare, îl bagă jocul. Da, trecem peste, revenim cu al doilea sezon vine al doilea sezon, fraților, cu 3 transferuri de top. Dacă reușim pe ăștia și probabil o să le reușesc. Bă, Champions League scrie pe noi, Champions League scrie pe noi. Primul este Denis Man. Vrem aici să îl repatriem. Este cotat la 4.400. Putem chiar să îl luăm înapoi cu mai puțin bani, facem și profit, oricum avem undeva pe la vreo 18 milioane buget. Deci stăm foarte, foarte bine cu bugetul. Vrem aici să îl transferăm pe Denisman, deci deși am putea să mai încercăm un schimb, să mai dăm pe cineva. De exemplu, am putea să dăm pe Wide și mai dăm 3 milioane 500. Vor 5-700 vor ei. vreți-mă voi a? 5 milioane. 5 milioane în cap și acceptă cei de la Parma. Haideți să vedem dacă reușim să negociem și contractul cu Denis Man aici ca să se întoarcă la FCSB. O să jucăm în Champions League în acest sezon Sunt tare curios dacă reușim măcar în Europa League în grupe să ne calificăm. Crucial, normal o să fie acolo pe poziția de. Uh, mijlocaș dreapta. 3 ani aici uh, vreau să vin uh, la echipă fără clauză. 10.000 de euro uh, ca și salar. Și acceptăm. Denisman uh, se întoarce la FCSB uh, pentru o sumă destul de mică, cum s-ar zice, față de suma pe care a luat-o în mână Begali. Bun, chiar e bine, 74 ovălor Bun, o să intre în locul lui Omrani După Este liber de contract, Florin Andone Vreau să îl readucem și pe el aici Bine, vreau să zic că îl readucem în Liga 1, dar nu știu dacă a jucat vreodată în Liga 1 Andone, dacă nu mă înșel Cred că ar fi prima sa echipă uh, din România la care joacă până acum doar prin Spania A fost Anglia și Turcia O să fie Sper să nu dacă e doi important Bun Doi ani Acceptăm oricum o să mai simulăm doar două sezoane Fără clauză vrea 8400 Vine și el aici la FCSB uh, Și el luat aici frumos liber de contract Hai dă-i dă dă drumul dă advenț, că nu mai stăm acum Să vedem toate Uh, animațiile posibile. Luăm aici a... Ah. Excelent, iauzi, bun, bun, îmi place, 70 overall o să intru în locul Iani Stoica acolo, bine, o să o iau ce atacan și probabil Andrei Ivan pe stânga, și ultimul, transfer, liber de contract, bine, poate mai găsim, dar cred că ăștia trebuie să-i las pentru acest sezon, pentru că vreau să mai Uh, am buget și pentru următorul sezon care o să fie ultimul unde vreau să facem un transfer de top Bun Dăm să luăm pe Marcos Alonso Liber de contract Acesta s-a despărțit de Chelsea Londra vrea crucial Normal că vrea crucial uh, Pe 3 ani Deși cred că nu vrea 3 ani Un an vrea Hai că-ți dau 2 Hai că-ți dau 2 Acceptă cum să nu accepte Uh, fără clauză și salariu mama mea e belită la salariu îi dau 50 de mii bun cred că eu zic mult totuși cred că eu zic mult da, avem bani avem bani totuși vine aici la la FCSB un jucător uh, cu CV un jucător cu CV Marcos Alonso are per puțin 7, 7 cred că overall mă gândesc 100%. Ia să vedem 80 chiar Ho -ho, Bună asta New star player, păi normal Păi normal Normal Hai să facem acum echipa Cred că da, nu o să mai uh, stau să uh, Mai vând pe nimeni Și nu cred că mai au pe nimeni Eu zic că sunt uh, Jucători buni Luăm aici, îl băgăm în locul lui unde A, nu, mi A, nu pe dreapta, doar pe stânga. Băgăm cu Dunovici, care ar fi fost capitan în această echipă. bine, acum văd eu. Acum văd eu, nu prea avem fundași. Vai, nu se mai poată rezista. Ivan, aici pe stânga, a făcut 74 vlog. Bă, doar cu Ivan. Și ne atac Andoni. Bă, Arată bine echipa. Arată bine echipa, doar la fundaș. Doar la fundaș nu e chiar așa cum mi-aș dori, o sincer. Aș vrea altceva totuși, dul că aici vine și el. Șut, șut dacă îl băgăm fundaș pe șut. Ar fi bun șut ca fundaș, ar fi bun șut ca fundaș. Eu cred că o să l punem pe șut sau ce fundaș. Aici o mână cred că mai întâi și rezervă în locul lui Stoica. Da, o să vedem uh, cum o să fie. Te arată ok echipa. Chiar arată ok. Dar mă gândesc că nu crește. Bine, e bătrân, dar e 31 de ani, e greu să crească. Nici Boboc nu prea a crescut. Nici Bobog nu prea Bun. Uh, o să simulăm până la sfârșitul următorului sezon și vedem uh, ce va face FCSB. Am revenit uh, cu finalul celor de-al doilea sezon aici uh, la FCSB. Să vedem ce am făcut. Din nou luăm Liga 1 Superliga, cum se numește acum, pentru a doua oară consecutiv. Bine, bine, tot cu 53 de puncte. Haideți să vedem ce am făcut și în cupă. În cupă câștigăm și cupa eventul, eventul cu FCSB. Jucați-o pe asta. Jucați-o pe asta. Iar am reușit calificarea miraculoasă în grupele UEFA Champions League după ce am scos pe Lec Poznan și pe Sparta Praga în runda 4 -a și în play-off-ul Champions League, cred că așa vine. Luăm 3 puncte în grupa asta. Luăm 3 puncte în grupa asta, frățuri. 3 puncte în grupa asta și cu puțin noroc puteam să luăm mai mult. Cu Bayern, Sevilla și cu Milan, bă băieți, E cea mai grea grupă posibilă din toate acestea. Uitați-vă ce voi. Grupă mai grea de atâta nu exista. Deci, pe bune, pe bune zic. Unde este noi? În grupa B. Am reușit un egal acasă cu Bayern. Un egal acasă cu Milan 2-2 și încă un egal în deplasare 2-2 cu Bayern, München. Incredibil. Am fost singura echipă pe care Bayern nu a reușit să o bată. Și Bayern nu are... Care ajunge în final la Champions League și probabil o să o și câștige. Eu zic că per total am... Deja pot să spun că am reconstruit uh, pe Am intrat în grupele Champions League. Ce poți să vrei mai mult acum pe bune? Ce poți tu să vrei mai mult? Pentru favorul românesc mă, mă refer, că așa vedem. Așa vedem. Bun, a, squad. Vedem colghetării. Colghetării echipei. Octavian Popescu în sfârșit. În sfârșit, așa da. Așa da. 24 de gol și 8 asisturi în 50 de partide. Olaru. 7 uh, 17 goluri și 14 asisturi în 54 de meciuri. Miculescu și el stă bine și Andon stă bine și Bă, Ivan. Bun de Ivan. Ivan al la Arminia Pile. Cred că i-a plătit cineva clauza de reziliere. Bun. Aici punem capăt la video, am reușit să reconstruim pe FCSB în doar două sezoane, ceea ce e foarte bine. Loc în grupele Champions League, ce vrea mult, și event, și event luat, bă băieți. Chiar ce vrea mult, un experiment chiar bun, chiar foarte bun făcut, nu asta în zile, că nu mai -aș să facem atât de repede. Cred că o să fac un sezon, dar văd că deja am reușit obiectivul de grupele Champions League, am ăsta l-avem în cap. Și chiar e bine. Nu uitați de la e, dacă v-a plăcut, să dacă vă a până acum, eu v-am pupat și vă spun la vedere.